e grav dacă nu te face fericit, pentru că așa a fost ea, lăsată de natură. Mâncarea, dincolo de faptul că ne hrănește organismul, are această relație incredibilă, mâncare egal stare de bine. Suntem construiți cu această relație. În momentul în care noi ne interzicem plăcerea și bucuria din mâncare, atunci avem o problemă gravă, fie una psihică, de obicei în bolile psihice apare această rupere a iubirii cu mâncarea, sau și mai grav, noi prin control încercăm să ne blocăm toată partea de plăcere și atunci au numit-o francezii frumos Eme. Eme se numește envie de manger emoțional, deci este exact rolul pe care îl are mâncarea, culmea, câteodată mai mult folosită pentru acest rol decât pentru cel de hrană pragmatică, adică avem nevoie de mâncare să ne neutralizăm, să ne calmăm emoțiile. Asta nu prea e bine. Păi nu... Dacă fericire în jurul tău nu prea găsești, în interiorul tău nu prea știi dar, să găsești, dar atunci știi... te satisface doar mâncarea și atunci mănânci compulsiv. Asta e, dacă ne blocăm această eme, deci dacă noi interzicem, nu ne dăm voie să mâncăm emoțional, nu recunoaștem această fiziologie a corpului nostru, se transformă în compulsie. De ce? Pentru că organismul nostru este extrem de pragmatic, sau să spunem miraculos construit, între un surplus de kilograme, care, atenție, numai acum în ultimii ani a devenit un lucru negativ, și sănătatea psihică. Natura știe că este mai important sănătatea psihică, deci nu dă doi bani pe silueta noastră, pentru ea nu e o problemă. Și atunci, dacă noi n-am avea mâncarea să neutralizăm aceste lucruri teribile și pe care noi încă nu le cunoaștem, nici măcar ca medici, nu putem pune un diagnostic clar, totul este extrem de relativ legat de tot ce înseamnă componentă psihică. Ai mâncat compulsiv? Dar toată lumea face asta și culmea ne certăm. Conștientizezi? Cred că ăsta este exercițiul de care avem nevoie. În primul rând să ni se spună că e normal, ca să nu ne simțim bolnavi, defecți și anapoda cu restul lumii. Da, să le spunem mai clar ce înseamnă mâncatul compulsiv. Aș spune, în primul rând, este mâncatul emoțional. Pentru că compulsia apare în momentul în care tu vrei să blochezi acest mâncat emoțional. Deci m-am supărat. Am nervi pe mine, cum am se zice. Am nervi în general, dar știi că asta tu ceea ce spui este o chestiune deja acută și, să spun, vizibilă. O simți. Dar culmea, cel mai banal și mai frecvent motiv, apropo de mâncatul emoțional, este oboseala. Și plictiseala. Da. Dar nu oboseala și plictiseala care... Adică cel mai greu este să ne definim oboseala. Eu întreb pe oamenii din jurul meu, cum faci tu și cum ești tu când ești obosit? Cum o simți oboseala în interiorul organismului? Foarte puțină lume știe acum sunt obosit. Dar nu epuizarea aceea fizică după sport, ci efectiv oboseala care este un amestec de plictiseală, ciufuțenie, frustrare, asta iritare. E oboseala? Da, o chestiune care dintr-o dată... N-aș fi crezut că asta e oboseala. Pentru mine oboseala e altceva. Fiecare trebuie să-și o definească. Mm-hmm. Dar este o senzație care este destul de subliminală, da? Adică nu te lovește așa năucitor, vai de mine, sunt obosit, însă îți schimbă percepția asupra lucrurilor. Ești mai irascibil, ești mai puțin concentrat, ești mai prost dispus. Și mai puțin disponibil. Exact, exact. Da. Asta se numește oboseală și ea foarte repede și ușor se calmează cu mâncare. Adică creierul nostru, și apropo de plictiseală, e un lucru important, plictiseala nu înseamnă că nu facem nimic. Înseamnă că facem activități care nu ne aduc entuziasm, bucurie și plăcere. Da. Și atunci, în acest context... Vrei ceva care să-ți placă, asta, să-ți aducă ceva? O dar creierul nostru este exact ca un copil de 5 ani. Plictisit fiind de activitățile noastre prozaice de zi cu zi, el spune, nu mâncăm și noi ceva bun. Deci este atât de inocent în dorința lui de a se bucura. Și cum bine spuneai la început, sunt atât de puține lucruri prin intermediul cărora mai interacționăm cu simțurile noastre și ne mai satisfacem simțurile, încât mâncarea a rămas una din puținele prin intermediul căreia simțim. Deci noi când mâncăm simțim, chiar dacă nu facem din asta o degustare și, cum să spun, o explorare a simțurilor, dar cu siguranță ne folosim simțurile când mâncăm. În rest, ne folosim vederea pentru tot ce înseamnă, iată, imagine. Foarte mult se trăiește prin intermediul văzului acum. Da. Însă celelalte simțuri, gust, auzul, nu prea, decât la cei care știu să-și cultive urechea muzicală, poate și se bucure de muzică, simțul tactil îl pierde. Și culmea, asta este cel mai flămând de senzații. Uitați că noi nu mai apăsăm pe niciun buton, totul doar atingem. Și foarte puțin mai știm să atingem și să fim atinși, să ne lăsăm simțurile acesta tactil să fie satisfăcut, explorat, dezvoltat.